Bine ați revenit din pauză. Am să vă rog să vă reluați locurile. Vă deranjez. Știu că sunt interesante jucările de la Flanco. Dar am să vă rog să vă reluați locurile. Vrem să vedem dacă sunt suficiente scaunele sau trebuie să ne aducem și atunci am nevoie să vă rog să vă așezați. După sesiunea precedentă, în care am văzut cât de greu ne adaptăm și cum companiile și entitățile de stat doresc să spună consumatorul ce vrea, iar consumatorul arată foarte clar ce vrea, să dăm seama că o să mai dureze și sper să nu mai dureze mult dacă vom avea sau nu o lege. Vom afla foarte curând acum de la invitații noștri părerea lor, dacă vor sau nu, și ce fel de lege, și cum să fie, și de ce este nevoie de această reglementare. Am să vă rog să fiți mai curajoși, să puneți întrebări. Avem nevoie de interacțiunea cu publicul. Invitații noștri vin și își doresc foarte mult să fie întrebați. Este cea mai mare satisfacție pe care o au atunci când se invitați la un eveniment, să vadă că au adus cu valoarea adăugată și au fost întrebați. Continuăm discuția despre sharing economy și am să invit în scenă și am să vă rog să aplaudăm pentru că sunt mușchetarii noștri de la ultima sesiune. Pe doamna Anca Harasin, director executiv Camera de Comerț Americană din România. Bine ați venit! Octavian Mădescu, fondator Sendic Curier și Loco. Bine ați venit! Iulian Codrariu, cofondator și CEO Unica Sharing. Bine ați venit, Iulian! Robi Kazam, CEO Regional Manager Uber. Robi, welcome. And Thomas Nobel, fondator OAP. Welcome, Thomas. Aceștia sunt invitații noștri. Avem un panel atât cu români, care va decurge și română și engleză. Vom încerca să vedem fiecare vorbitor cum se simte mai confortabil. Am vorbit și cu Anca mai devreme. Începem în engleză. Puteți să puneți întrebări sau în română cum doriți. Puteți să puneți întrebări și în română și în engleză pentru că invitații noștri autăși înțeleg întrebările. Important este să avem o discuție cât mai constructivă și cât mai la obiect. Și haideți să vorbim despre ce înseamnă tot sharing economic până la urmă și cât de important este acest sharing. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Am să vreau să aduc, înainte de a vorbi de sharing economy, eu mai spun și shared economy, să aduc un punct de vedere referitor la România și să mă leg, să profit de ocazia că Camera de Comerț Americană săptămâna trecută a lansat raportul de competitivitate pentru România, deci un raport în care am analizat performanța din punct de vedere al competitivității economice a României comparativ cu media în Uniunea Europeană și ne-am uitat evident și la zona de cercetare, dezvoltare, inovare, care este de fapt tema și împreună cu shared economy. Dacă ne uităm la avantajele, câteva dintre avantajele României și ce a rezultat și din acest studiu și din ediția precedentă. Angajatorii apreciază calitatea resursei umane și în principal creativitatea românilor care sunt angajați în companii, atât în companii române cât și în companii străine, deci fără diferență. Un alt, la creativitate, apreciem partea constructivă, dar știm că există hackeri, știm că există acei români creativi care fac device-uri să fură banii de la bancomat, să-mi fure cardul ca să-mi fure banii de la bancomat. Întrebarea este ce putem să facem ca structură și ca stimulent în țară, astfel încât creativitatea acelor persoane să fie îndreptată către o creativitate care e pozitivă și care produce valoare adăugată. Un alt element care a rezultat în ceea ce privește românii este că sunt foarte buni cunoscători de IT, deci IT savvy, cum se spune, și de asemenea și nivelul de cunoaștere a limbilor străine, care nu este într-o lume globală, acest lucru este un mare avantaj.
Pe partea de infrastructură, deja avem pe partea negativă lipsa infrastructurii fizice, dar avem o viteză la internet care e recunoscută ca fiind foarte mare și care este ca și suport pentru shared economy, ce vorbim astăzi, un mare avantaj. Și m-aș mai referi dincolo de creativitate și de cunoștințele de IT la o anumită agilitate a românului, în sensul în care am fost obișnuiți, venind dintr-un regim comunist, să șuntăm sistemul, de a tăia colțuri, de a ne crea o cărare nouă într-un sistem deja existent. Întrebarea este cum putem să folosim aceste abilități care au fost dezvoltate în mult timp în avantajul nostru. Pe partea de dezavantaje aș aminti lipsa capacității administrative a statului, a guvernului, partea de reglementare sau suprareglementare, care, pe partea pozitivă, constructivă, ne conduce către o recomandare de consultări. Deci, indiferent de ce concluzie vom trage în urma dezbaterii de astăzi, dacă este necesară o reglementare pentru zona aceasta nouă de shared economy, ea trebuie să se finalizeze în urma unor discuții între actorii din societate, astfel încât toată lumea, mai ales cei care vor fi afectați de această reglementare, să aibă un cuvânt de spus. În final, soluția fiind mult mai bună. Pe partea dezavantajelor avem subfinanțarea zonei de educație, care are un impact asupra resursei umane la cu care am început, ca și avantaj competitiv de țară, și cu tendințele demografice care de asemenea sunt foarte defavorabile. Iar pe partea de asemenea dezavantaje, dar care iarăși prin shared economy putem să producem rezultate bune, este partea de sărăcie. Și într-un shared economy, când resursele sunt puse împreună și când mult mai multă lume are acces la produse, la servicii ieftine, acest lucru poate să aibă un impact. Două minute mă refer la raportul de competitivitate ca și recomandări, pentru că cred că și sunt recomandările generale, nu mă refer la capitole, sunt mai multe capitole și recomandări, că nu acesta este scopul discuției, dar după cum o să vedem, și aceste recomandări, să zic, la nivel macro, pot fi adresate ca și acțiuni prin răspunsul pe care un sharing economy poate aduce. Creșterea investițiilor în țară și stimularea de investiții în industrie cheie, în tehnologii noi și în tehnologii sau export de valoare adăugată mare. În lipsa infrastructurii, cum am spus, dezvoltarea infrastructurii, vorbim acum de o infrastructură de IT, așa cum s-a spus în panelul precedent, pe o structură existentă, exemplul Uber, dacă se poate face o structură de mobilitate de la o structură de a accesa un ride sharing. Pe partea de resurse umane, reținerea de specialiști în IT. Și aici suntem după mai mult de 10 ani în care o măsură bună luată de reglementator, luată de guvern, și anume netaxarea specialiștilor IT a dus la reținerea acestora în țară și a dus la dezvoltarea industriei, așa cum știm că se întâmplă, și care acum în oferta sau în oportunitatea pe care shared economy o aduce, putem să facem un pas înainte. Reverse the brain drain înseamnă că putem să, de asemenea, prin oportunitățile care ar urma să fie create în România, români care au trăit, au muncit în străinătate, nu numai cu un background de IT, pot alege să se întoarcă înapoi pentru că își găsesc un mod de implicare care să le stimuleze și să capitalizeze pe experiența lor din străinătate. Cercetare, dezvoltare, inovare, nu mai are rost să spun de ce e importantă investiția și focusul pe acest domeniu. Și cum spunea și domnul Pamurcian, să redirecționăm școala, deci partea de reforma educației de care s-a amintit dumnealui. Un alt lucru pe care l-aș aminti, care ține și de
acest dialog între actorii implicați, un asemenea demers pentru care să fie structurat la nivel macro pentru România, pentru a capitaliza pe ceea ce sharing economy oferă, ar trebui să implice universitățile, companiile, ne mai vorbim de Guvern, Parlament și centrele de cercetare, asociațiile de studenți, astfel încât împreună să practic să agreăm care este destinația unde vrem să ajungem, deci practic ce fel de Românie ne dorim, ce fel de economie va răspunde provocărilor actuale și concurenței pe care celelalte țări le aduc și mai ales care sunt motoarele de creștere economică pentru economia românească. Și de aceea, practic, susținem și credem că este foarte important ca această dezbatere care poate să fie aplicată pe necesitatea sau pe stimularea shared economy în România se poate întâmpla într-un cadru mai larg care să, în care să ne întrebăm care este destinația, unde vrem să ajungem și care sunt căile prin care putem să ne diferențiem ca economie. Acum câteva idei despre shared economy. Deci o nouă paradigmă de business, n-aș fi în linie cu vorbitorul de la din precedentul panel, și anume că sunt doar niște scântei, niște intervenții izolate. Ele au apărut izolat, dar cred că tendința în viitor va fi ca ele să se agrege și, bineînțeles, să se diversifice în mai multe industrii. Aș spune că această nouă paradigmă de business urmărește în oglindă tendințele de mișcări sociale pe care le vedem atât în implicarea comunităților în acțiunile politice, în fie de suport, fie de protest pentru anumite acțiuni pe care guvernele le-au luat. Deci vedem un grassroots movement la nivel social care în această situație, în economie, este cumva, se reflectă și urmează același trend. Practic, ce face acest sharing economy, dă puterea individului ca să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește, adică ca job, ca implicare, cum, după cum știm, poate să fie o implicare, cel puțin în prima fază, suplimentară jobului și unei activități clasice. De asemenea, la nivelul comunităților, comunitățile capătă o voce, stakeholder, deci aceeași categorie din societate are un cuvânt de spus. Și, așa cum exemplul pe care aș vrea să-l folosesc la aplicația Waze, în accesul la informația de pe aplicație, la ea contribuie fiecare participant în aplicație. Deci este nu numai beneficiarul este mult lărgit și diversificat, dar și cine contribuie la punerea de informație. Pentru că, în final, informația este putere și asta o să vedem tot mai mult în viitor. Există o rezistență la schimbare, evident, și aici apar, să zic, țările în care o rezistență puternică la reglementa sau a se uita la acest fenomen ca la oportunitate de dezvoltare și de creștere economică și nu ca la o mare provocare, la o mare amenințare. Evident că mari jucători, pentru că acum acest lucru fragmentează jucătorii economici, deci mari jucători, companiile mari vor trebui să se reinventeze sau să recreeze o relație cu partenerilor de afacere, în care, practic, această dominare a pieței și precum și a o inducere a comportamentului consumatorului sunt niște elemente care se pierd în shared economy. Deci, cum am spus, în paradigma veche avem instrumentele vechi de a rezista și de a nu da accesul. În schimb, într-o paradigmă nouă, în care îmi place să cred că România se poate poziționa în acest efort
la nivel macro de reinventare ca țară și clarificare a avantajelor sale competitive și a pune acțiunile necesare în spatele acestor domenii care sunt avantaje competitive și care să aducă o creștere dincolo de medie. În noua paradigmă, toată lumea câștigă, asta s-a mai spus, atât compania, cât și consumatorul, mediul câștigă, pentru că partea de, și de poluare și de acces la resurse, eficientizarea și siguranța sunt crescute. Dar în această nouă paradigmă câștigă cei care sunt creativi, cei care sunt agili. Deocamdată vedem că sunt cei care sunt mici. O să vedem cum, dacă o să se creeze o agregare pentru a crește în dimensiune. Și în final, cred că România poate să capitalizeze și doresc acest lucru și am dorit să contribuim și de asta și facem la Camera de Comerț Americană aceste poze ale momentului ca să vedem față de unde suntem, care sunt locurile de intervenție rapidă cu un rezultat concret pe teren foarte mare și asta este una dintre direcții, care să capitalizeze pe dezvoltarea sectorului IT și după aceea în dialog cu guvernul, pe partea, dacă este necesară partea de legislație, nu știu, nu am un răspuns clar, că trebuie să ne uităm la asta, și la stimularea de start-up-uri, inclusiv cu partea de finanțare. Dar ce aș spune mai întâi este că, în primul rând, că nu ar trebui să ne hazardăm să mergem la concluzii înainte de a înțelege fenomenul și de a ne uita în permanență prin prisma oportunităților pe care un fenomen față de care nu avem ce să facem, el există, cum putem să-l folosim în avantajul nostru. Mulțumesc frumos! Legat de competitivitate, credeți că serviciile de tip sharing economy vor aduce mai multă competitivitate în industria românească? Absolut. Și vor aduce o creștere economică? Și nu numai vor aduce o creștere, în primul rând, de diversificarea serviciilor, de creșterea calității serviciilor, acest feedback instant pe care și prestatorul de servicii îl primește, așa cum am spus, este cumva de a reda o putere la nivelul individului, pe care, adică simt că punctul meu de vedere este, contează, pentru că în finalul, la finalul unei curse Uber, eu îmi pun feedback-ul și acest feedback e important. Deci cred că asta și la nivel de mentalitate, deci este o intervenție foarte subtilă într-o zonă în care este un punct de vedere personal, dar cred că era necesar, foarte necesar în România să intervenim și anume la demnitatea individului și la faptul că are putere, doar că nu și-a pierdut-o sau a uitat de ea sau nu știe cum să-și o folosească. Da, și nimeni nu l-a mai întrebat ce părere are până acum, exact. Mulțumesc mult! Vă rog dacă aveți întrebări. Vor fi setul de întrebări. Vreau acum, imediat după speech, dacă aveți o întrebare. Aș vrea să vă întreb, câte dintre dumneavoastră folosesc serviciile Airbnb? Sau ați folosit? Câți Uber? Câți Wawa? Câți folosesc Loco? Mult mai puțin. Deci, Octavian Mădescu, te rog să iei cuvântul să ne convingi de Loco. Da. Pointerul este la fine. Nu era mine pointerul. Dacă l-are cineva, poți să dea foarte util. Da. Ascultându-o pe doamna Harasim și de paradigmele astea care se manifestă între cei care susțin aceste tehnologii noi și cei care se opun lor, mi-aduc aminte că la începutul secolului erau unii care dădeau cu barosul în războaie de tățesut. Asta e tendința naturală în momentul în care apare ceva nou, însă războaiele de tățesut au continuat să existe și lumea s-a obișnuit cu ele. Acum 150 de ani, foarte frumos spunea Victor Hugo, toate armatele lumii cumulate nu au forța suficientă necesară pentru a se opune unei idei care i-a sosit timpul. Iar pe planul inovației a sosit timpul sharing economy,
principala calitate și principalul argument fiind acela că în cele din urmă reduce costuri, maximizează eficiența utilizării resurselor. Eu sunt în sectorul logistic și în acest segment am avut o inițiativă, nu sunt IT-ist de meserie, însă de 15 ani fac curierat și am pornit o aplicație mobilă și un sistem de management al comenzilor, Loco, destinat managerierii comenzilor cu livrare instant sau programată în aceea zi la nivel local. Este o anumită zonă de curierat și am pornit în acest proiect de la câteva premise. Putem să derulăm, practic există o creștere în zona pieței de livrări în aceea zi, cu cerere venită în special de la segmentul de business către consumer, cum e food delivery, de exemplu, da? Sau magazinele online, dar și consumer to consumer, cum sunt ocazii. Există o creștere a pieței de e-commerce. Știm că 75% dintre actele de comerț se petrec pe o arie de 15 km în jurul punctului de vânzare. Și că există o necesitate continuă de a scădea costul și de a crește experiența consumatorului. Prin urmare, clientul în ziua de astăzi dorește un control total, să primească produsul pe care îl dorește, când îl dorește, unde îl dorește, de la cine îl dorește, de la cine dorește, de la o persoană în care să aibă încredere și care să îi poată măsura calitatea serviciilor. Următorul slide. Ok. Legat de piața potențială, avem practic peste 1500 de orașe cu un număr de locuitori peste 300.000 la nivel mondial. Prin urmare, chiar și un proiect care ar putea să dețină la nivel mondial o cotă de piață de 0,1% ar putea face foarte mult sens economic pentru un antreprenor. O să trecem destul de repede prin ele, ca să lăsăm spațiu pentru întrebări. Și dacă mă ajută colegii din tehnic, ok. Deci, soluția găsită de Loco este să scadă cheltuielile pentru livrările în acea zi din două componente. Odată că agregi resurse operaționale de la mai multe companii sau de la mai mulți oameni și, practic, faci o legătură directă între expeditor, curier și destinatar, din această agregare poate ieși o economie de cost și al doilea factor, să reduci la minimum sau chiar să elimini dispeceratul. Dispeceratul în zonele de curierat cu livrare în acea zi ocupă o componentă de cost foarte importantă. Unde e curierul? N-a venit curierul? Păi stați puțin să-l întreb, unde ești mei? Da? Și așa mai departe. Scopul locului este să elimine dispeceratul. Mai departe? Ok. Mai departe, câteva despre beneficii, despre avantajele competitive. Mai. Ok. Am pornit acest proiect în 2014-2015. E format din aplicație mobilă pentru iOS, aplicație mobilă pentru Android, de partea clienților, de partea curierilor, de asemenea, aplicație mobilă iOS, aplicație mobilă Android și un sistem de management al comenzilor, un desktop cu acces atât pentru clienți, pentru expeditori, cât și pentru clienții, știu eu, restaurante. Ne-am integrat cu Foodpanda, cu HipMenu, principala piață a fost pe zona de food delivery. Și sigur că am făcut în engleză, în spaniolă, în română, deci vrem să intrăm pe mai multe piețe cu el. Mergem mai departe? Ok. Cum funcționează toată chestiunea asta? Ordinele sunt generate de către clienți, fie prin aplicația mobilă, fie prin panoul de control. Marea majoritate sunt restaurante sau agregatori de food delivery. Un curier se înscrie la comandă, cel mai apropiat curier de către punctul de expediere. Se trimite automat timpul de livrare, timpul de livrare și de ridicare. Curierul se duce la restaurant, apasă pe buton, a ajuns la restaurant, ridică coletul. În momentul ăla pleacă un SMS către destinatar, în care acesta este informat, uite, ăsta e curierul care a luat pachetul, va veni între orele astea și astea, poți să-l urmărești pe hartă, poți să-i dai SMS, poți să vorbești cu el la telefon. Curierul ajunge la destinație,
din nou apasă pe buton, știm exact când a ajuns la destinație, când a livrat și ulterior destinatarul poate să-i dea feedback. Mai departe, ne putem integra via API cu diverse platforme. Aici avem câteva slide-uri despre aplicații, niște screenshot-uri de desktop. Ăsta e panoul de control. Vedeți acolo toate datele despre fiecare linie reprezintă o comandă împreună cu statusul ei. Aplicația de curier. Un destinatar poate să semneze pe telefon mobil sau se poate de asemenea să primească un cod și în momentul în care vine curierul cu telefonul care are transferul de bani, introduce codul și aia e o confirmare de primire, deci nu poate falsifica curierul semnătura, pentru că pune codul de la destinatar. Asta e aplicația de client în care el e informat despre livrare și de asemenea la final îi se dă un rating. Sunt trei modele de venit în această afacere. O variantă este să închiriem tehnologie, da? Pentru orice client care are forța proprie de livrare. A doua variantă de monetizare este să îi dai și livrarea. Și aici sigur că eu am avut un avantaj prin faptul că am firmă de curierat și am putut porni proiectul ăsta punând în aplicație curier proveniți din semn de curier. Și a treia variantă de monetizare, și către asta o să ne ducem de acum încolo, că în principiu trebuie să facem și bani și altfel am observat că nu prea facem, să fim generatori de comenzi. Să ne generăm chiar noi propriile comenzi. Atât de mâncare, cât și de, o să vedeți mai departe, de la florării sau de la spălătorii sau de la alte afaceri. În 2015 eram în faza în care procesam, practic eram prezenți în București, Cluj și Timișoara, procesând peste 5.000 de comenzi lunar, cu principali clienți restaurante sau agregatori de livrare, cum e HipMeniu sau Foodpanda, și livram pentru Subway, de exemplu, pentru Bacio Sushi și orice restaurant cu livrare la domiciliu. În 2016 este destinat acestei redesenări a modelului de business, în sensul în care vrem să extindem prin franciză această afacere la nivel geografic, vrem să extindem aria de aplicativitate de la livrările de mâncare și către alte tipuri de industrii și către un model în care să ne generăm, cum spuneam, chiar noi propriile comenzi. Pe final, sigur că asta e una dintre variantele de exit pentru o astfel de afacere după ce reușești să te extinzi. Și în final aș dori să vă pun și un filmuleț care va fi mult mai relevant despre ceea ce face Loco. E un filmuleț foarte scurt de un minut. 1, 2, 3, 4. Delivery is at the door. Fast start. App works in the most simple manner. Just fill in the details about the pack and start the courier scan. First mover wins, or pick carefully your best option. Out of the many available solutions, and you can really be quick, the courier doesn't let you wait. Follow the map live on the courier track. Communicate with him. If you choose to, you can both call and write. 5, 6, 7, 8. Your shipment handed on a plate. Sign online with photo, proof of delivery. 9, 10, and that is all. The package at the intended address. Confirmed. Rate online if you are satisfied. Check also other locomotives you may like. Mulțumesc. 2014. Am testat toate modelele de business posibile, am făcut toate greșelile pe care se pot face. Suntem pe drumul cel bun, pentru că observ alți competitori care vin din urmă și mereu sunt cu un an înapoi. Adică ei, practic, fac pașii pe care îi făceam și eu.
Și anul ăsta trebuie să redesenez un pic aplicația pentru a reuși expansiunea. Scopul unui business e până la urmă să faci bani. Și dacă rămâi localizat, știu eu, doar în câteva orașe sau doar în București sau doar pe piața românească și ești doar furnizor de tehnologie sau doar furnizor logistic, da, ai o problemă, adică ești pe break-even, să spunem, cum suntem noi. Ideea e să facem pasul următor și pentru asta trebuie să generăm chiar noi aceste comenzi și să găsim formule de expansiune prin cointeresarea câtor mai mulți oameni. Ok, hai să vedem modelul Uber și am să Lili să vorbească pe Robi Kazamsi, Regional Manager Uber. Robi, please. Uber este un loco pentru taximetrie. I'll try to keep this under 5 minutes, hopefully, because I think it would be interesting to make this as interactive as possible and get all of your thoughts on what everyone on this panel and at this conference have been speaking about. But just briefly, my name is Rob. I'm the general manager for Uber in Central Europe. I've been working at Uber for 2 years, and prior to this year, was working on the international expansion team. So I came to Bucharest early last year to work with our Romanian team to launch Uber here. And bring Uber to the masses in Bucharest, which has been, you know, certainly a highlight of my time at this company and something that we're extremely excited about in the European business. So for those of you who don't know Uber, I mean, it sounds like a lot of people have used Uber, but just briefly, we have a technology company that was started in California about 6 years ago, and at the touch of a button, we get you access to a car. Whether that's in India, whether that's in Romania or Canada, all over the world today, we're now operating in 70 countries and 400 cities, and we are redefining the way that people get access to transportation. And I think, you know, it's an interesting question that you posed, which is, what is the sharing economy? What is this really all about? And I think it's a buzzword which is very popular and thrown around today in the media, but we look at it as the democratization, liberalization of people's access to physical and intangible assets that we all have. So while 20 years ago, everyone had their asset in their sandbox, that was their personal asset, and there was commercial assets which you paid for to gain access to. We now have many of the preconditions that allow us to share those assets in an efficient way. And I think that only really happened in the last 10 years, obviously with the advent of the smartphone, with GPS-enabled technology, with people's interest in actually doing this, people's interest in saving money. I don't want to pay $2,000 a month for rent every month. I want to use Airbnb, or I don't want to pay for my car every month. I want to get access to a car easily when I need it. Zipcar, many car sharing applications were around long before Uber was. And the sharing economy has existed for hundreds of years. So the difference now, I think, is, well, 100 years ago, you could have shared something with a neighbor, and you often did. The difference today is technology is allowing us to do this on a global scale. So you can now share something with tens or hundreds or millions of people really at the touch of a button. And I think that's one of the key precursors to this community and these types of services existing is the technology to make it scale to really have an impact. Why would Estonia recognize the sharing economy? Why would Romania recognize it? It's really big when you have technology to make it happen on a mass scale. And I think we've already seen that in Bucharest, where our operation in just a year has amassed over 75,000 users and has become a key aspect of how people move around the city and view mobility in Bucharest. The second is obviously user desire. I think we see, you know, one thing that our company didn't appreciate at the beginning was we saw the user case. Why would you want to use this application? There's a story about our founder who was in Paris and it was raining and he couldn't get a taxi. And he said, wouldn't it be great if I could press a button and get a car? And I think most people in this room would appreciate the convenience of that. But the economic opportunity is massive. So in every city now, in a city like Bucharest, we have a million cars sitting around. Probably many of you drove here and they're parked outside. You get stuck in traffic. It's the second most congested city in Europe, I think. And there's this huge need now to make better use of our assets. And we can do that. We can improve the average occupancy of cars in our cities. We can make better use of parking spaces. If we remove this idea that we can only drive our own cars, we can only sleep in our own apartments, we can only use our own assets. And that's something that we're doing now on a major scale. And the opportunity for individuals is huge.
in San Francisco or California, for example, where our company has started, we are effectively now a social safety net for people in between jobs. There's a huge question now in the sharing economy. One of the sub-themes is, what is the future of work? What does an independent contractor mean? Will we all have career jobs and work at the same company for 4 years? Or will people move between opportunities in the so-called gig economy that people that someone referenced earlier? And Uber really allows that to happen. You know, in a matter of days, with an asset you own that you are underutilizing, you can share that asset, make use of that asset, and earn a competitive wage, earn a few dollars an hour with your spare time. And I think that's something that's extremely powerful in cities across Europe, where we see unemployment is still a challenge since the 2008 crisis, and is a major question for people who own assets and still don't find that they're earning the level of income that they feel they need to survive and provide for their family. So I think it's, you know, the preconditions are technology, the user desire and need, and the last one is regulation. And I think what I'm really excited about is that Estonia has recognized this opportunity. There has been a public discourse, how to regulate these services, how can it work? And you see that the questions are not that hard to answer. The revolution in the sharing economy, certainly for ride sharing, hasn't happened in the last several decades. It's actually only happened over the last 5 or 6 years. And we've seen that revolution in the United States now. We've seen it come to Europe. And I'm really excited working in this area of the world to see where this goes in Romania in particular, because there is a burgeoning tech community. It's why we came here. There's tens of thousands of young, educated people in the IT sector who are interested in this field, who are working in this field. And there is a growing public discourse by hopefully many of you in this room about how to regulate these services and where they fit. And I think the important thing I've learned at Uber is, as long as we keep talking about it, as long as we keep asking the questions, where do these fit in the future of infrastructure? How do these fit in the public transportation roadmap of our cities? We will further the agenda, and we will hopefully find a place where in 2017 or 2018, we see ride sharing and we see apartment sharing like Airbnb become a more integral aspect of how cities operate and how we improve mobility, not just for the next 10 years, but hopefully for the next 50 years. So that's all I've got to say. Hopefully we'll field some questions from you guys at the end of the panel. Thanks. Thank you. Uber a love or hate brand? A love or hate brand? Yeah. I think it's a love brand, definitely. I want to ask you, who loves you and who hates you? Here in Romania. I don't speak Romanian yet. I think our users love us, and I think our partners love us. The users, I always say, the users are what you see in front of you. It's very public to the media. Everyone loves using Uber. We're doing a stunt on Thursday. We'll be providing access to first aid training on demand. We're a creative company, and we like to make it fun, but our core product is serious, and it's keeping people moving and doing it conveniently and safely and transparently. And our partners love us because, as I mentioned, there is an opportunity in a matter of days to become a partner on our platform and make use of a car you already own and earn an income. In terms of our opponents, there are clearly opponents for this industry and for all other industries, and I think it begs a rational question. It begs a constructive question, which is, as I said, where do these services fit? The question isn't, how have we done this for the last 100 years, as Kale had mentioned. The question is, how should we do this going forward? And I think as long as we ask the question in that frame and from that perspective, these types of services will continue to be at the forefront of how we tackle our biggest problems as cities in the 21st century. Thank you. Twice a week, and I firstly used Uber in France, and then it's much cheaper than the taxi. In Romania, it's the same, you pay the same amount of money with the and sometimes I pay even more money than a taxi. Do you have an explanation why Romania is not cheaper than a taxi? Sure. Yeah, I mean, I think there's an immediate rush to compare Uber to taxi, and I think that's understandable because you're getting in a car, one is yellow, one is gray, and then you make the comparison. But the way that we think about Uber, and I think someone had made the comment already, is about cost. How do we drive down the cost of taking a trip, and how do we make our marketplace as efficient as possible?
for that to happen, we need to create an incentive for drivers and assets they own to actually provide their service as quickly as possible at the quality level that we expect. And over time, we hope to drive the cost of taking trips down. I think if you look at most of the cities we operate in, over time, over 1 to 2 to 3 years, we do drive down the cost of using Uber. But it is always a balance of how do we ensure that the partner on the platform that's driving that car is covering the cost of their vehicle and what they're doing and actually have an incentive to drive. So I think, you know, you made the comment about surge. Why do we have surge? In that moment in time, I know a surge can be painful when it's raining and you see you'll pay more. But the bigger picture to keep this community growing and actually get to the point where it is truly a reliable system, we need to scale an efficient marketplace. And for that to happen, we need the suppliers or the providers of that service to feel that at a given moment, they are being fairly compensated for the service that they're providing. So to answer your question in maybe more words than you wanted to hear, I think it is about efficiency. We are spending a lot of time thinking about how to drive the cost of that down. And I think the comparison to taxi is difficult because in some cities, taxis are very expensive because of regulation or competitive factors. In some cities, they're extremely cheap, cheaper actually in many cases than the cost of providing that transportation. So that's maybe why sometimes you encounter a taxi driver who's not very happy, because at the end of the day, we might count up the dollars and cents. He doesn't feel that, you know, his or her service has been compensated fairly. Talking about legislation, what are your plans for Romania, legislation in Romania? What are our plans? Well, I mean, the question is one for us, I would say. As a private company, we can't create legislation, but what our goals are, you know, very clearly are to stimulate a constructive discussion about how these services should be regulated. And I think we look to the Estonian model as something that should and can provide inspiration for a country like Romania, maybe not the exact workings of it, but on how these services can be recognized. How can we differentiate or recognize that services that are ordered directly through a smartphone application are not the same as services, for example, like taxi that were ordered over the last, you know, 30 to 40 years, predominantly by hailing on the street, anonymously. So that begs the question, how do we regulate these services? And I think that's a discussion we'd like to continue having. And as a company, we have a lot of experience in many of the jurisdictions we've operated in helping change that regulation. So showing different models, how they've affected the city, whether it's sharing data or analysis on what the impact has been. We've got many markets and many examples where that's happened, and we'd love to bring that to bear and our expertise to bear in the discussion. Yes, good afternoon. I just have two questions. You said that sharing assets is one of your core value. How do you overcome cultural barriers? Because I know that we are different in the world, and there are some nations who would like to share and are thinking different, and other nations it's more complicated. And the second question I have is, do you think your partners, the drivers, really share your philosophy, or are they moved to use it only because you give them some financial returns? Yeah. It's a good question. I mean, I think on the cultural one, Uber has done a pretty good job of finding a way to bridge that barrier, and we expanded quickly, you know, now in 400 cities. And I think there's sort of two answers to the question. I think one, even cultures where sharing is not something that's inherently part of their you know, characteristics or traits, when it comes down to dollars and cents, I think people want to share. Let's face it, the sharing economy is a great idea, I think, especially if you're sitting in a tower looking down at a city and thinking, you know, how do we make sure the city doesn't keep getting congested every year? But on the ground, people in this room on a day-to-day basis, let's face it, we seek the most convenient, least expensive option possible. And I think the sharing economy has proven that we can provide that option. And I think across cultures, whether it's in Japan or Germany or Canada or Romania, we see generally people are driven by that same motivation. In terms of our partners, I think, you know, again, it's the same point. Collectively, if we ask all of our partners, you know, why do you use this platform, many of them, and we do survey them, many of them actually say because it's actually something that's interesting to do. Or frankly, I don't have enough to do during the day between my personal work life and the idea of making some money on the side and driving around, offsetting the huge fixed cost of insurance and maintenance of my, or depreciation of my vehicle, is something that interests me. But of course, we shouldn't shy away from the fact that it is an economic opportunity and a powerful one. I mean, it does beg the question, you know, what area of the economy or our
you know, the system, can you, in the matter of a few days, take an asset that almost everyone owns and start earning money? You know, eBay gave people the opportunity to take their junk and sell it, but you run out of junk eventually when you clear out the garage. We have cars sitting on our, you know, in our driveways and parking lots 23 hours per day, 2-3 hours a week, 2-3 hours a day. There's a lot to be made from that in terms of economic value, and I think that's ultimately what drives those partners to be on the platform and continue to be engaged. Nu mai am aceea zonă și haideți să-l ascultăm pe Iulian Pădurariu, care a venit de la Viena sau de la Cluj? De la Cluj. Iulian, de la Viena, dar s-a mutat de ceva timp la Cluj. Și vorbește, te rog, despre Pony Car Sharing. Ați auzit de Pony? Unii, de ce la Cluj? Hei, mă bucur să fiu aici. Cred că deja dezvolt a treia personalitate, pentru că în papucii unui antreprenor, unii dintre voi m-ați văzut undeva de prin 2005 ca făcând parte dintr-o rețea de consultant pentru Trauton Partners. De acolo am mai dezvoltat o, să zic așa, o întreprindere numită Marx, care, mă rog, acum activează în București ca și agenție de publicitate. Însă, așa cum spunea Marta, stau în fața voastră cu a treia personalitate, aceea de cofondator și actualmente CEO pentru un proiect de car sharing. Mă bucur foarte mult că vorbesc după Uber, pentru că din punctul meu de vedere Uber, și-mi permit o glumă, Uber is so 2010. Pentru că Uber. Thank you. cineva la un moment dat a întrebat de asset-uri, cineva a întrebat de preț și așa mai departe. Ideea de surge, în sensul că atunci când plouă sau cererea e mare, ar trebui recompensat șoferii mai mult decât în mod normal și așa mai departe. Și practic Uber nu face în sine asset sharing per se, ci face mai degrabă ride sharing. Adică conceptul inițial cred că presupune un șofer în mașină care este ducă de colo-colo. Adică împărțirea e excursia în sine, nu neapărat asta. Și atunci, undeva, chiar în 2010, niște domni la Daimler au pilotat pentru ei, pentru oarecum intern, un concept propriu de car sharing. Iar acest concept de car sharing a fost în 2011 pus pe piață, undeva într-un oraș mic numit Ulm din Germania și încă un oraș la fel de micuț numit Austin din Texas, în America. Și, practic, 2011 a însemnat primul exercițiu modern de car sharing. Au mai fost astfel de exerciții. Cineva spunea, poate dumneavoastră spuneați, că share economy înseamnă inclusiv atunci când împarți cu vecinii, împarți o bormașină sau împarți o sapă, sau indiferent ce, cu ghilimele, asset ai în prăvălie, în gospodărie, pardon. Însă, la nivel de car sharing, primele exerciții, să zic așa, au apărut în Elveția anilor 40, când la fel, într-un canton, au început să-și împartă între ei câteva automobile. Însă, repet, 2011 a însemnat anul în care acest concept a devenit oarecum popular, datorită tehnologiei, ne întoarcem din nou la ideea de tehnologie, în economia contemporană. Ca idee, mai pe românește, de fapt, acest car sharing ce înseamnă? Înseamnă că există o flotă de mașini pe care o putem accesa oricare dintre noi ca membrii ai unei comunități. În sensul că o conduci singur, o parchezi singur, însă nu ai grijă de ceea ce înseamnă combustibil, nu ai grijă de ceea ce înseamnă asigurări, roți de iarnă sau de vară, sau indiferent ce alte costuri adiacente. Practic, din punctul meu de vedere, cred că acest concept de car sharing este cel mai modern posibil mijloc de transport public. Pentru că ai avantajele unei mașini personale, ai, să zic așa, intimitatea unei mașini personale, asculti ce muzică vrei tu, nu ce muzică vrea șoferul, dar aerul condiționat sau deschizi geamurile așa cum vrei tu, nu cum vrea șoferul. Și, practic, ai ocazia să poate să nu vorbești cu șoferul sau poate să nu intri în conversație când îți pune întrebări de orice natură. Nu știu dacă voi vă s-a întâmplat, mie mereu se întâmplă. Taximetristul mă întreabă cât a fost acolo, nu știu ce meci, șoferul de Uber mă întreabă când a venit în Londra și cât stau, român fiind, mă întreabă pe engleză. Mă rog, detalii. Dar poate că sunt eu un pic sociopat, dar prefer să știu că am mașina mea. Și atunci, mă întorc un pic la acest concept de car sharing. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, practic, acest parc auto poate fi folosit de oricare din membrii unei comunități.
Așa cum spunea Marta mai devreme, noi am deschis primul oraș în România, a fost Cluj. De ce Cluj? M-ai întrebat tu. Depinde ce răspuns, nu știu, ce răspuns așteptați. Dacă așteptați răspunsul că ardelenii sunt mai oameni mai așezați, sunt oameni mai, nu știu, cu simțul măsurii sau așa mai departe, vă înșelați. Că sunt din Cluj. Sau că sunt din Cluj. Nu, eu nu sunt din Cluj. Sau, da, nu sunt din Cluj. Eu sunt moldovean. Sunt născut în Bacău, am stat 18 ani acolo, apoi m-am mutat la București, am stat iarăși aproape 18 ani în București, m-am mutat apoi la Viena, că nu mai am permis să stau în București. Așa. Și poate că și de asta de a fi nomad mi-a deschis apetitul către ideea de șerica mea. Spuneam că există un... Ce spuneam? Unde eram? Am parc auto, nu? Da, și de ce în Cluj? De ce în Cluj? Da. Și da, asta vreau să spun, că nu ideea că ardelenii ar fi mai așezați și mai cumpătați, ci faptul că matematica orașului Cluj ne-a făcut să calculăm un necesar de aproximativ 50-80 de mașini versus București, unde ne-ar fi trebuit pentru a pilota acest concept cel puțin de 10 ori mai mult. De ce spun asta? Pentru că, în mod normal, noi ne propunem ca să avem mașini disponibile la aproximativ 5 minute de mers pe jos. Tot așa, psihologii vorbind, se consideră că ai tendința să mergi pe jos distanțe care sunt cel puțin la distanța de 5 minute. Deși dacă depășești 5 minute, 7 minute, tind să iei alt mijloc de transport în comun, sau să iei un autobuz sau un taxi. Și atunci, dacă ar fi să gândim un pic matematic, în Cluj ne trebuie undeva între 50-80 de mașini, în funcție de ce cartiere adăugăm sau nu în povestea asta. Și pentru asta am ales cumva Clujul, pentru că ne-a permis la nivel de geografie să avem un număr relativ mic de mașini și la nivel de putere de cumpărare să fie un oraș aproape asemănător cu București. Pentru că Cluj, economic vorbind, e cam cel mai important oraș în afara, mă rog, în țară, în afară de București. Modelul de pricing, să spun așa, sau mă rog, de modul în care se taxează acest serviciu, e la minut. Adică, practic, consumatorii, cei care vor să meargă cu mașina de colo-colo, plătesc numărul de minute de călătorie. Există o aplicație, n-am povestit asta, însă dacă aveți răbdare, la un moment dat intrați pe getpony.ro, unde vă explică exact ce face aplicația, aplicația respectivă se deschide, vă arată care e cea mai apropiată mașină, care poate să fie la colțul străzii, la intercontinental sau undeva la universitate. Te duci cu telefonul lângă mașină, pe care sigur că poți să o rezervi, ca să nu faci drumul acolo degeaba, apeși start cursă pe telefon și mașina se deschide. Șoc și groază. Cheia e în mașină. Și acum, întorcându-mă un pic la ideea de legislație, cele mai mari probleme am avut la început în ceea ce privește asigurarea. Pentru că toți asiguratorii au trebuit să întrebe, ok, înțelegem, ok. Încheie era auto. Și cheia unde e? Cheia în mașină. Nu se poate. Și actele unde sunt? În mașină. Nu se poate. Da, nasul. Și atunci, prima problemă legislativă trebuie să stau undeva în zona asigurărilor, pentru că România încă nu e pregătită din punct de vedere a asigurărilor să gestioneze parcuri de car share. Noi acum, practic, am început un fel de exercițiu pilot cu sprijinul celor de la Porsche, de la Porsche Finance, care ei, într-o formă sau alta, și-au asumat cele bune și cele rele cu acest pilot al nostru. Grupama ne-a refuzat, chiar dacă avem o relație personală acolo, Alianțul ne-a refuzat, deci toate firmele mari, presupuse mari, ne-au refuzat, însă una din fericire pentru noi am găsit un asigurator care să ne permită chestia asta în regim de pilot, adică așa, de pilotat. O altă chestie interesantă în afară de pricing e faptul că noi acum dezvoltăm un alt concept numit, nu cum face Uber, care face surge în sensul de crește prețul atunci când de aglomerație, în conceptul nostru noi scădem prețul când de aglomerație. Pentru a fi un fair use în ceea ce înseamnă cursa ta. Adică dacă pleci de acasă la ora 9 când e trafic și faci jumătate de oră până în oraș, să nu plătești efectiv 30 de minute, pentru că traficul acela mai degrabă nu e vina ta, ci e vina orașului. Și atunci când e vorba de trafic sau dacă căutăm loc de parcare, prețul scade la jumătate. Noi putem măsura în permanență viteza mașinii, putem măsura în permanență locația, putem măsura modul în care mașina accelerează sau frânează și mai departe. Și în baza acestor parametri, putem face un pricing așa numit dinamic, în funcție de viteza de deplasare. O altă chestie interesantă pe care o face Pony actualmente în Cluj, e cumva legat de, să spun așa, viitorul care e foarte aproape. Am testat chiar săptămâna trecută, cred, o mașină electrică. Deci a fost bătaie. Am dus în Cluj un i3, un BMW i3, full electric,
Și toată lumea a fost cu adevărat fascinată de modul în care se conduce o mașină electrică. Deci, după părerea mea, cred că pe termen imediat, într-un viitor foarte scurt, noi, ca, să zic așa, ca șoferi de mașini clasice, ne dispare aproape automat bariera de consum de mașini electrice. Și de ce vă spun asta? Pentru că, de obicei, în oraș, cursele sunt, cel puțin în Cluj, cursele sunt relativ scurte. Pe o cursă medie, să zic așa, ca timp, un user, un membru, consumă aproximativ 30 minute. Iar mediana, respectiv, cel mai frecvent număr, e undeva pe la 10 minute. Sunt și câteva curse lungi, evident, dar undeva deci între 10 și 30 minute sunt cele mai multe curse. Asta înseamnă că tu cu o mașină electrică în oraș, chiar dacă ea are actualmente un range undeva de 150-180 km, poți să faci liniștit 10 curse de dimineață până seara. Ceea ce, practic, ar elimina bariera de consum a unei mașini electrice atunci când vine vorba to own și mai degrabă ai putea să consumi o mașină electrică în regim de to use. Tot așa, în baza unei plăți la minut, nu la a cumpăra efectiv acel asset. Și cred că, din punct de vedere al consumului de mașini electrice, acest concept de car sharing e cea mai lină tranziție către mașinile electrice, fără a, sau, vă rog, eliminând bariera mentală în ceea ce privește, să zic așa, temerea că ce fac dacă rămân fără curent. E altă mașină. Și mai am o chestie micuță de spus aici, legată de, vorbeam de mașini electrice, legată de susținerea din partea Consiliului Local, care e zero. Adică dacă noi, ca, să zic așa, ca, nu știu, ca stat, ca, mă rog, ca țară, mai știu, am vrea să susținem share economy, ar trebui ca, inclusiv la nivel local, să existe un pic de deschidere și un pic de, să spun așa, atenție la astfel de exerciții de pionierat. Pentru că inițial au spus că ne oferă spații pentru stații de încărcare, apoi și-a dat seama că nu poate să ne ofere pentru că nu că ar trebui să facă o licitație. La licitație, momentan, suntem doar noi, deci e aproape imposibil, pentru că în momentul acela domnul Boc avea niște probleme cu DNA-ul. Și, practic, noi suntem la cel puțin jumate de an de la momentul lansării, când ne dorim, putem aduce, avem un contract de cel puțin 10 mașini electrice de la BNP, pe care ne e un pic dificil să le aducem, pentru că avem în Cluj, actualmente, o singură stație publică, așa spus publică, și nouă ne e relativ greu de unii singuri să montăm în oraș stații fără acordul celor de la Consiliul Local. Deci, cumva, cred că zona asta de legislativ și de, nu știu, de susținere din partea statului, cred că trebuie cumva împinsă și dincolo de legile mari care pleacă de la București și cumva duse până la nivel de consilii locale și administrații locale. Ca o mică paranteză, în Amsterdam sunt 300 de mașini electrice de la un operator de car sharing, cărora cei de la primăria din Amsterdam le oferă 1000 de stații de încărcare. Ca să știm unde stăm. Noi avem o stație în Cluj publică și încercăm să avem 10 mașini. Deci cumva cam pe aici stăm. Nu știu, dacă aveți întrebări, sunt aici, acum sau după partea. O să luăm o întrebare acum, ca să continuăm prezentările. Okay. Eu aud. Am o întrebare. Bogdan, ne recomandăm. Bogdan, nu se aude la... Unde e microfonul? Luăm întrebarea, ascultăm după aia povestea și apoi luăm restul de întrebări care să fie valabile pentru toți invitații lor. Ok. Bogdan Grigore, trainer de improvizație. Am o întrebare, o curiozitate de fapt. Că mi s-a părut așa că l-ai prezentat ca un serviciu inovativ. Care e diferența între pony și tip car, care știu că deja de 15 ani pe piață? N-am spus că e un concept inovativ, am spus doar că e un concept care, așa cum e făcut el în România, e lansat undeva prin 2011 de Daimler. Apoi și BMW a venit cu un serviciu similar prin DriveNow. Zipcar are mici diferențe, are stații unde lași mașina și unde iei mașina. Conceptul nostru se numește free floating car fleet, în sensul că poți să lași mașina oriunde, în orice loc de parcare din oraș. Nu ai nevoie să mergi la stația de a preda și a prelua mașina. Poți să iei la minut, Zipcar îți oferă rental pe oră, din câte știu eu. Practic, închirierea și rezervarea faci doar din aplicație și plata se face automat din aplicație. Tu când ai închis ușa, ți-am luat banii de pe car. Mai pe românește. Deci, cumva, e fragmentat foarte mult consumul de închiriere. Zipcar e un consum cumva intermediar între rental clasic și car sharing, așa cum avem aici. Dar putem continua după. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Iulian!
Am să vă rog să ascultăm și ultimul invitat, prezentarea lui Thomas Nobel, fondatorul OVAP. Welcome, Thomas. Thank you very much. Yes, so my name is Thomas Nobel. I'm a Swiss-born entrepreneur. I'm very happy to be here. I'm also very happy that I can speak to you in English, which is actually very embarrassing because my wife is Romanian and we've been together for 13 years. And we have a 20-month-old son and he's now understanding and speaking some Romanian, so I know I'm in serious trouble. Now, I believe a world economy is soon going to be in serious trouble, which is not so funny, and I will talk to you about that. My interest in economics, it started a long time ago as a kid, and I studied some economics in school, but really my background, I think I got from traveling the world. I've visited 120 countries and seen all kinds of economies, some good ones, some bad ones, and a crazy one. That's a crazy one. Now, in this economy, they have no unemployment. My Korean guy told me it's the best economy in the world because they have no unemployment. What you see is that they have replaced machines with people. That's a traffic lady. There's probably some Dacias there somewhere, because Dacias are in North Korea. Which is interesting, surprised me when we were there. Obviously, this is not a good solution and not a good economy. At the same time, we have the world's leading economy. Now, the US today is not the biggest economy anymore. China overtook it a couple of years ago. But it's still the economy that has exported capitalism to all over the world, including Romania. Romania today is operating based on American capitalism. You have free markets, free enterprise. You have more and more entrepreneurs, and you have a growing middle class. Now, as an entrepreneur, I went to America in 1994. I was 16 years old. In 1998, I started my today largest company as a freshman in college. When I tell people I have an 18-year-old business, they don't believe me, so I usually don't share it. The business name is Nobel. But what I'm very passionate about today is to create a more fair economy. Because when I look at the US economy, when I look at the world economy, I am really concerned. I'm concerned as an entrepreneur, and I'm concerned as a citizen of the world, and I'm concerned about the rising trend in income inequality. And in fact, that's another crazy thing. It's this. The top 1% today, well, in 2016, the top 1% actually for the first time owns more than 50%. It's 2016, that's the turning year. Well, the bottom 99%, yeah, we own the other 50%. Completely crazy, right? And in my opinion, this is going to bring a lot of problems. I just came from Panama. There's a country south of Panama, Venezuela. We all should look at what happens when income inequality goes out of control. Now, it's even worse than that. The richer the rich get, the more miserable we become. And they have measured here well-being, so this is the other way around. The more equality there is, the happier we are. So you see countries where people are happier and countries where people are less happy, according to this study. And then the other way around, the more income inequality there is, the more we have negative emotions, the more unhappy we tend to feel. And as income inequality is rising by about 1% a year, so we're at 51% this year, next year 52, 53, 54, I don't know where it's going to end. Maybe at some point one person will own everything, right, with the current system we have. And when I started thinking about this problem in 2009, I realized that we have a very, very strange phenomenon in the world happening today. A phenomenon where billions of people work for free. Literally, they work for free. They don't even know it. I think all of you, some of you right now, you're working for free, and you don't even know it. In a system where billions of people work for free, and very, very few get all the economic gain, I'm calling this system freeism. So how does freeism work? Well, in freeism, we do the things on the internet that we do every day. And while we do these things, we generate economic gain. Now, this economic gain is large, much larger than we think. Much, 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 much larger, the collective gain. And this economic gain goes to very, very, very few. They keep all this economic gain. Meanwhile, we all work and contribute for free. We contribute information, we contribute time, we contribute content, all for free. And somebody is getting all that economic gain. Now, I'm not saying that freeism is the reason for rising income inequality, but I think it's a reason. And I don't think freeism is capitalism, because in capitalism, when we work, we actually get paid, while in freeism, we don't. So it's actually a very strange, strange system that has somehow kept into capitalism, making capitalism worse.
In 2009, I had a vision. I had a vision of a different economy, an economy that was based on sharing, an economy where a majority of the economic gain was shared with those that use it, those that contribute. And then in turn, those that receive the economic gain, they have an option, how much they want to cash out for themselves, or how much they want to share with a cause, a charity, to do good in the world, and therefore increase their own happiness. Because I believe when we do unselfish things, it actually gives us happiness. There's a lot of scientific studies that actually prove that. When I explained this concept to my friends, many of them own businesses and run businesses, their first reaction to me was, wow, sounds like a great idea. The second reaction, it's too good to be true. And the third reaction, it's impossible to actually build it. It's impossible to create such an economy. So because most of my friends' first reaction was wow, I'm calling this system Maoism. So in Maoism, we use the internet as we do. Today, namely from chat and call, but we have new things coming as of next month, so we are expanding on this. And in Maoism, we generate economic gain, just like in Freeism. But in Maoism, 70 to 80% of all the economic gain, actually it's the revenue, it's not even the profit, of the revenue, 70 to 80% is shared with you, the user, or the member. Actually, internally I have a rule, we can't call them users, we have to call them members, because I see every member in Mao as a business partner, as my business partner in the sharing economy. So what happens is when our members earn, they can choose how much they want to cash out and how much they want to donate. We have over 2,000 charities today with all kinds of causes in about 150 countries. So sharing becomes true sharing. And to round up, Wow App, we launched it. It was actually, Wow App was built in Romania. So it's actually a Romanian product, yes. And I think we can all be very proud of that. And initially the reaction in Romania actually was, oh no, in Romania we can't build something like that, so it can't be good. No, it's very, very good. Because in Romania we can build very, very good things, believe me. And so Wow App, we launched it in October here in Romania. We have 1.5 million members today. The fastest growing countries are Brazil and Malaysia. In Malaysia, we have a 1% penetration of population already, and we didn't do anything, didn't even talk to any journalists there or anything. So this is growing, and the goal is by the end of this year to have 9 ways of earning, and we're going to introduce automatic donations, so every day that you will use Wow App, every time you use it, you'll be automatically doing good. So that's something that we're building now, and that's coming soon. And I'm hoping to get the whole world on Wow App so we can share all these profits, all these riches of the internet with those that actually create the value, and then take a portion of that and share it with the causes in the world that make all the difference and do all the good. So that's my vision. Thank you very much. Why is Romanian product? Because you stay, you live here? Yeah, it was about 85-90% of the team is Romanian. And yes, I do stay here. I moved the majority of my company from the US to Bucharest, starting in 2002, which is why I should be speaking Romanian. But in my company, everybody is so smart, and everybody speaks such good English that they don't want to speak Romanian with me. Right, so that's my excuse. But we built it here, and today the biggest member base is Romania. We have about 400,000 members here. But Brazil is catching up and probably going to overtake very soon. But it was built here, so as such, it's a Romanian product. Thank you. Aș vrea să mă întreb pe toți. Dacă credeți că sharing economy este doar o bulă, sau este ceva ce va exista și peste 5 sau 10 ani? Deci este sharing economy o bulă sau va exista și peste 10 ani? Ce răspundeți? În opinia mea, nu doar că va exista și peste 10 ani, ci va determina, va fi determinantă pentru evoluția economiei în următorii 50-100 de ani și se va extinde la domenii pe care astăzi nici măcar nu le gândim. Da, da, da. Da, aș adăuga eu un pic, tot așa, după experiența asta de câteva luni de a fi operator în Cluj de car sharing.
posibil să existe, să nu fie o bulă și să existe și peste 50 de ani și peste 1000 de ani, nu contează. Dar cred că sunt cel puțin două condiții extraordinar de, pentru mine, de clar. În primul și în primul rând, cred că trebuie să ne educăm foarte mult în ceea ce înseamnă empatie. Pentru că tu folosești un bun care nu e al tău, dar care trebuie folosit ca și cum ar fi al tău. Adică, cumva, să fii mereu pus în papucii celuilalt care urmează după tine și care intră în mașina respectivă și nu trebuie să lași cartofi prăjiți la McDonald's pe jos și nu trebuie să ați cu țigara din greșeală, știu eu ce, scaunul de pe mașină. Și cred că mai trebuie la fel un nivel ridicat de self-consciousness, sau mă rog, nu știu cum se spune în românește, conștiinciozitate, responsabilitate și așa mai departe. Pentru că, iarăși, în astea câteva luni, am avut peste 6.000 de curse plătite și am avut vreo 3 sau 4 accidente. Statistic vorbind, poate nu sunt așa complicat, adică ok, 0,0%. Dar aceste accidente, unul a fost grav, cu mașină irecuperabilă și 3 foarte mici, mă rog, zgârieturi minore, dar care necesita servisare, au fost cauzate de tineri între 19 și 21 ani. Nu știu dacă, statistic vorbind, pot face afirmația că toți tinerii între 19 și 21 de ani vor cauza accidente. Nu vreau să generalizez, însă cred că vârsta asta e un pic periculoasă în ceea ce privește, să spun așa, conștiinciozitatea și nu ieși din club băut și te urci într-o mașină. Indiferent că e car sharing sau e personal. Și cred că, repet, pe termen lung avem nevoie de astea două condiții. Să ne educăm noi înșine de pe la 6 ani ce aia empatie și ce aia conștiinciozitate. Zic. Cred că va veni de reglementare lucrul ăsta, adică... Și cred că și de acasă, cred că și de la părinți, cred că din mai multe zone. Trebuie să se comporte ca și cum ar fi al lui. Deci ce are de pierdut trebuie să fie similar cu ce are de pierdut dacă ar fi mașina lui. Da, unui tânăr de 19 ani care lovește mașina de zid, băut fiind, ia-i tu banii de la mama lui. Poți să iei, dar mai dificil în România. Da. În Austria, dacă am o problemă de neplată, vine recuperatorul cam într-o săptămână și mi-a tot ce am în casă. În România, cred că durează un primer. Da, rând. Despre asta vorbim. Asta e reglementarea necesară. Ok, altceva. O întrebare pentru tine, Robi. Din experiența anilor pe care aveți cu Uber, descurajează acest serviciu mersul cu transportul public sau, nu știu, mersul... Întrebarea este, descurajează într-un fel mersul cu transportul public? No, I don't think it is. It's a great question, and we get asked that question all the time. And I think, you know, we do a lot of research in our company, and we have a lot of data visualizationists and data analysts who look at this. And what we've actually seen is people are using Uber to extend public transport. So when we see, you know, we've done this in Bucharest. I don't know if we've shared this data or visualized this data, but I'm sure we can. Is we see people use Uber most often at the last, you know, for what we call like the last mile of the journey, right? So you take the metro, you take a bus to the outskirts of the city, and then you use Uber to get to your house, which is the 20-minute pain in the butt walk or taxi ride or ride that you can't make. And that's what we're doing. We feel that we're complementing the public transport. There's a key piece of the puzzle that public transportation plays, and there's a key piece of the puzzle that I think services that Uber plays, and same with car sharing. Sometimes people want to have their own car to run errands the entire day and want the flexibility to use their own. But we have seen we feel our data supports the idea that this is a complement to public transport. Și cu poșta? Mai devreme era o problemă cu poșta. Că se supără ce că la poșta de la Lufthansa, nu mai știu. Nu. Curieratul loco, pe cine încurcă? Încurcă pe cine? Nu, nu încurcă pe nimeni. Așa crezi tu? Nu, în mod sigur, nu încurcă pe nimeni. Îi ajută. E complementar. Pot trăi foarte bine. Încurcă, probabil, ca normă, și Uber și orice inițiativă de genul ăsta, încurcă autoritățile. Pentru că costurile taximetriei mai înalte, mai ales în alte țări, sunt generate de anumite taxe. Ori, dacă mingea fierbinte este aruncată, de fapt, în curtea autorităților. Pentru că asta împiedică taximetriștii să își scadă costurile. Pentru toți invitații, pot coexista sharing economy și economia tradițională? Ce credeți? Anca?
că ele coexistă și acum. Cum mă uit eu la fenomenul ăsta, este, cum s-a spus și la întrebarea precedentă, este o fază de tranziție în care cred că nu în foarte mulți ani vom avea o dominantă a sharing economy și mai puțin companii separate și neașezate care să nu folosească caracteristicile acestea noi. Eu aș mai adăuga, cred că e foarte important ceea ce a spus domnul Pădurariu. Partea legată de responsabilitate. Pentru că în momentul în care vom găsi formule prin care să generăm această responsabilitate, sharing economy se va dezvolta și se va dezvolta oricum. Pentru că și partea de responsabilitate până la urmă se reglează prin preț. Adică nu o să mai coste minutul 1 euro, o să coste 2 euro. Pentru că asta e situația. Da? Pentru ce? Da, da, da. Dacă cumva nu vine cu partea asta de responsabilitate, ea se transformă în comunism. E tot sharing assets. Și comunismul duce la dezastru. Deci nu asta e ideea. Ideea e că în zona privată, acest sharing economic se poate regla prin preț. Și prețul va deveni forța coercitivă de educație. Mai e o chestie la ce spune aceasta. Se ducă și prin puterea comunității. Presiunea grupului. Presiunea grupului. Noi, de exemplu, avem actualmente cam 1800 de membri până ieri, 1800 și ceva. Înrolați cu card, cu tot. Ei, din ăștia, vă spun, avem cel puțin 2%, mă rog, câteva zeci de oameni care sunt trup și suflet pony. Ne spun în permanență dacă o mașină e parcată greșit. Ne spun în permanență dacă a apărut o zgârietură sau dacă un ștergător a fost cumva rupt sau mai știu eu ce. Sunt niște oameni care, practic, aduc foarte multă valoare comunității lor, tocmai prin faptul că le place ideea, vor să se implice și vor cumva să dea o tentă de educație proiectului în sine. Deci cumva, pe de o parte, reglementarea din partea autorităților poate să fie importantă, dar pe de altă parte și puterea comunității și presiunea grupului, cu cât e mai mare, cu atât statistic vorbind, ai mai multe surse de, să spun așa, de control în comunitate. Și atunci, poate că am putea asista la o curbă exponențială a penetrării acestei sharing economy, în general. Can they coexist? Yeah, I mean, I think that they can, but I think that it is that everyone should expect some level of competition. And I think ultimately we see in every area of the economy, if you look over the last 30 years, which direction users and consumers have gone, we are like salmon in a lake. We seek, as I said, the best quality service for the lowest possible price. And you know, in moments in time, we may make irrational decisions. We may choose to book more expensive hotels or book more expensive cars. But over time, people in general want to lead a better life, use quality services, and lower their cost of living. And I think that the sharing economy will play a larger and larger part in the economy, and will be actually incumbent on traditional players to adapt. The idea that industry or areas of our economy are protected, that can't persist. Everyone in this room, if our skills become outdated, or if you're a freelancer and you can't compete in your area of business, then you won't succeed. It's an unfortunate fact of life, but it's what keeps our society and our economy progressing. And I think the sharing economy, if people choose eBay or they choose Airbnb or they choose Uber because it is just simply better than going to a hotel or going somewhere else, then that's the way that things will move until those businesses also react and adapt their services to meet the needs of users. So I think really it will be voted on by everyone in this room and everyone in our cities. And today I think increasingly they're voting for these types of services. Yeah, I agree with Rob that they both exist, they both will keep existing, but the traditional economy is going to have to adapt in many areas because sharing economy will grow where it's more efficient and more fair. And I think those are the two themes that I see when it comes to all kinds of shared services. They're just more efficient and they're more fair. And I think efficiency and fairness combined in the long run will work, although in the short run, especially fairness gets a lot of resistance. That's just the kind of world we live in. A lot of resistance, but if fairness shows that it's real and true, I think eventually it will win. Întrebări, vă rog? Acum să vă rog. Mai devreme erau niște mai invitați. Salut, Cristian Florea, sunt de la Cristian Florea.ro. Eu pentru Iuliana am o întrebare. Sunt curios cât
costă o cursă cu pony? Zice că medie de 10-15 minute. O cursă medie cât costă? Și atunci când o să aveți numai mașini electrice, o să scadă și costul cursului, pentru că și al vostru s-ar putea să scadă. Da, momentan modelul de preț e 1 euro pe minut pentru un anumit tip de mașini, Volkswagen Up, și 1,25 pentru Smart. Deci cumva o cursă e 10-15 lei, în medie, în plus. Iar ca mașini electrice, da și nu. Ideea în sine nu e neapărat de a scădea costul pentru consumatorul final, ci de a face un oraș cu adevărat smart city, așa cum se dorește aici Clujul și poate București un viitor foarte apropiat. Pentru că vrem să facem o flotă de BMW i3, care prețul de momentan, prețul de listă e peste 35.000 de euro. Deci cam dublu față de un smart foarte dotat. Și atunci, practic, e un compromis de a plăti mai mult pe asset, dar mai puțin pe, să zic așa, pe combustibil. Alte întrebări? No, spuneai că în tipul convenției că ne-am găsit în România un asigurator care să preia riscul de... Cu cine ați încheiat polița? Da, spuneam, cu Porsche Finance. Nu știu, spune... Adică asigurătorul lor, cum aveți, probabil da, nu din afara țării. Cine reasigur, cine face reasigurarea, dar direct prin ei. Mm-hmm. Am înțeles. În România, la niciun alt asigurător din cei... Dar idee, odată ce am găsit oferta de la Porsche Finance, am mers mai departe, pentru că time to market am să fie cât mai scurt posibil. Am pierdusem deja 2 luni de zile să căutăm asigurator. Grupa mare ne oferise aproape dublu față de ce am primit de la Porsche Finance, ca să ne dăm seama de o clauză de nemărire. Deci cumva am obținut o ofertă la jumătate de preț, am luat-o, mi-am mai. Am înțeles, mulțumesc. Am eu o întrebare, cine plătește amenda dacă o lasă omul parcat într-un loc nepregătit? Plătește omul, pentru că noi știm în permanență, avem un timestamp pe mașină, știm în permanență cine a luat-o, de unde a luat-o, unde a lăsat-o, în ce punct a fost și e relativ greu să eviți plata amenzii. Și până acum toți cei care au încasat au primit amenzi, le-au plătit ei, adică nu au avut nicio problemă. Deci asta pentru că li s-a dat exact la ora cu tare, ai fost acolo tu și atunci oamenii au plătit. Am să pun eu o ultimă întrebare. Care este profilul utilizatorului de sharing economy? Pentru fiecare dintre serviciile voastre. Cum arată utilizatorul vostru? Și un cuvânt de încheiere. Am să vă rog, nu știu, am conceptul. Nu ai un serviciu, dar din punctul de vedere cum vezi sau din rezultatele voastre, cum arată utilizatorul? Este tânăr, este deschis la multe, deci flexibil, curios și dornic de a experimenta. Deci asta este profil. La noi, în general, erau restaurantele. Noi am avut peste 50.000 de comenzi mai anul trecut, adică e posibil ca și dintre... din auditoriu să fi folosit LocOffer să-și dea seama cu intermediul aplicației mobile. Foodpanda sau alții, sau dacă au comandat mâncare de la restaurant. Deci și cei care comandă mâncare sunt în general tineri, marea majoritate, și studii medii, corporatiști. La cazul nostru, la fel, avem spuneam de tineri, 19-21 de ani, sunt de mult, pentru că în sine orașul Cluj, un oraș tânăr, cu foarte mulți studenți. Însă, ca profil, media undeva la 25 de ani, de o pozitivă bărbați de mei, avem foarte multe șoferițe în club, să zic așa, care sunt mult mai deschise către, să zic așa, și grijulii, da, exact, și ne bucură chestia asta. Yeah, I mean, I think for Uber, it has historically been young people, but now I think that boundary has been crossed, so there's whether it's our partners, I mean, people from all walks of life. We have younger people, older people, men, women, you know, a whole sex of life. And, you know, You have children also. Pardon? You have children also. Children, they can't drive. But they can use the service. And my 70-year-old aunt uses it. Or and my son also. Yeah, so I think the boundaries are broken. And follow up. Yeah, it's very interesting. We do have a lot of members that are in their 40s and even 50s, so you'd think young people, but no, it's the consciousness seems to really develop also somehow around that age. Now, what we're seeing is that some countries and some cultures, they have a much easier time accepting the concept of doing good,
And we're seeing that especially in Brazil and Malaysia, for example. And having traveled to these countries, those are, I don't know, maybe societies where one is more prone culturally to help a neighbor more easily. I don't know. I was just in Sao Paulo presenting WoW App, and I had an experience there where I went to play table tennis at night, and the coach there actually ended up driving me to my hotel 45 minutes out of the way. So that's very Brazilian. So I'm not surprised that they like the concept of sharing, for example. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut răbdare pentru că ați fost alături de noi. Sper că ați rămas cu câteva idei. Sper că împreună vom reuși să facem cât mai cunoscut acest concept și să reușim să mai dărâmăm din barierele și din încăpățânarea cu care sharing economy este privit în rândul celor care nu cunosc serviciile. E greu când nu cunoști să fii un utilizator și un fan. Și vă invităm la o sesiune de networking. Urmează pauza de masă, toți invitații noștri vor fi aici. Dacă aveți întrebări, dacă aveți ceva nou de aflat, vă rog să nu ezitați să ne contactați. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc partenerilor noștri la acest eveniment, Uber, Telecom și Flanco. Fără ei nu putem să facem. Și mă bucur că am reușit să vorbim din nou despre un subiect care este nou la noi și care necesită mulți nervi, multă răbdare, multă energie și mai ales strategie și înțelegere din partea tuturor și a utilizatorilor și a autorităților și sperăm că și a celor care ar trebui să facă tot ce înseamnă legislație. Vă mulțumesc, poftă mare, hai de la mine,